bine v-am găsit în rețete culinare cu Monica Moni. Astăzi am să pregătesc o ciorbă de fasole pe os afumat cu costiță de porc. În continuare am să vă las ingredientele pas cu pas. Dacă vă place rețeta, încercați-o și voi și puteți să dați și un like. Ingrediente: avem nevoie de ceapă, ardei, țelină, morcov, bulion, cimbru, sare, piper, boia, pătrunjel verde și neuștat. Mai avem nevoie și de puțin ulei. Eu aici am pregătit o bucată de coastă proaspătă. Am pus fasolea la fier, care am lăsat-o peste noapte la înmuiat, cu ceapă și cu morcov. Iar aici am pus un os afumat. Să-l opărim, să aruncăm apa, să-l spălăm din nou. În continuare, cu timp, am pus să călim ceapa, morcovul, ardeiul, țelina, foarte, foarte puțin. În continuare, o să adăugăm boiaua. Adăugăm apa și o să lăsăm să fiarbă circa o oră. Apoi între timp o să punem și fasolea, pentru că am pus-o în două ape, am pus-o, adunând și spuma între timp, ca să fiarbă. Dar apoi o să introducem, după ce fierbe, jumate din carne. Și încercăm să terminăm cu condimente ce a mai rămas. Am schimbat într-o oală mai mare, iar acum o să adăugăm sosul de roșii. Foaia de cimbru, neoșteanu, pătrunjelul o să lăsăm la sfârșit. Cam așa arată ciorba mea de fasole, cu os afumat. Eu la sfârșit am să adaug pătrunjel verde și am să acrez puțin cu tarcă. Eu vă doresc poftă bună și vă mulțumesc pentru acest video. Dacă vă place, vă rog frumos să dați un like și să vă înscrieți la canalul meu.